Dumnezeule, Mântuitorul nostru, cel plăcut în Adană, ai dărit iertare lui David, care s-a păcuit de păcate tale și ai primit găsire de păcăință al mănașului spre robii tăi aceștia. Spuneți, Părâmbitor, care se păcăiesc de greșalile lor, primește să te iubiți de oameni, trecând cu vederea toate păcurile dinții, că Tu ești Dumnezeul nostru care-i vărânce să iertăm de 70 de ori de 7 celor ce cad în păcate, pentru că precum este slava Ta, este și mila Ta. Ție ți-e cuvenit toată slava, cinstea și încărăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vece veșilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece veșilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, că cu vioasă, Părinte, binecuvintează. Cine prea curat, mai sale, cu puterea cinstitului de viață, Sfântătoricului, ale cinstitului slăvitului proroc, înainte mergătorului, Bătăvitorului Ioan, poprotitorul acestei Sfinte Mănăstiri ale Sfântului Iacob, a Domnului și Părinților Sfinților, să ne mântuiască, ne minuiască pe noi, ca un bun iubitor de oameni. Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, să vă dăruiască sănătate sufletească și trupească între rugăciunilor totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântați, Părinți Sfinți, și iertați-ne noi păcătoși. Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, să vă dorească sănătate sufletească și trupească, credință în vești și dragoste Dumnezeu și toate cele de folos către mântuire, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpâna, primește rugăciunile zeznicilor robilor tăi. Cine izbăvește pe noi dintr-o toate nevoia și necazul, toată nădejdea noastră spre Tine o pune, Maica lui Dumnezeu. Păzește-ne pe noi, sub sfânt acoperământul Tău. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, unule născut, Fiule și Cuvântul Tatălui, care rup toată legătura păcatelor noastre prin pătimirea Ta, și a suflat în fețile apostolilor Tăi și ai zis, luați Duh Sfânt cărora veți ierta păcatele spre ierta lor și cărora le veți înțelege vor fi Tu, Stăpâne, prin Sfinții Tăi apostoli, ai și preoților, care slujesc cele sfinte în Sfântă Biserica Ta, să ierte păcatele pe pământ și să lege și să dezlege toată legătura nedreptății. Deci acum Te rugăm pentru toți robii Tăi aceștia care trebuie de Ție și care stau înaintea Ta, dă-le lor mila Ta, rupe legătura jurământului și a blestemului cu care s-au legat și orice au vorbit din neștiință sau din nebăgare de seamă sau din slăbiciune sfătească au lucrat, cel ce știe nepotința omenească, ca un iubitor de oameni și bun stăpân, toate păcatele cele de voi și cele fără de voi, iartă-le, cel ce dezlești pe cei legați, cel ce ridici pe cei căzuți, nădejdea celor deznădăjduiți, odihna celor osăriți, slobozește și pe robite aceștia din legătura păcatelor lor, că s-a slăvit prea Sfântul Tău nume, împreună cu al Părintele Tău Celui fără început și cu al prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îndurate, Doamne, bunule și iubitorule de oameni, care pentru îndurările Tale trimis pe un născut Fiul Tău nume, ca să rupă zapisul greșelilor ce asupra noastră și să dezlege legăturile celor legate de păcate și să propovăduiască celor robiți Tale, Tu, Stăpâne, și pe robii Tăi aceștia care se roagă Ție, pe cei care s-au pomenit la această sfântă taină,
pe toți cei pe care purtăm în rugăciunile noastre, slobozește cu bunătatea ta de toate legăturile ce se pus asupra lor și dăruiește-le să se apropie fără de păcat în toată vremea și în tot locul, cu îndrăznire către slava ta și având cuget curat, să ceară de la tine mila ta cea bogată, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Mulțumim ție, Stăpâne, iubitorul de oameni, împăratul veacului, zădătorul bunătăților, care ai stricat peretele cel din mijloc al vrajbei și dat pace neamului omenesc, cel ce și acum a dorit pace robilor pe acestora, înrădăcinează întrește frica ta și dragostea unuia spre altul o întărește, singe toată vrajba, îndepărtează dintre noi și toate îndemnele spre dezmânare, că tu ești pacea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miliește! Dumnezeule cel veșnic, care izbăvite neamul omenesc de via diavolului, izbăvește și pirobitaia aceștia de toată lucrarea Duhului Mântărată, pruncește necuratul Duh și viclenilor diavolului, să se depărteze la suflet de atât probor tău, să nu rămână nisaz până întrânsă să fie pentru numele tău călcâni. Alumine născut Fiul tău, al făcătorul de viață, Duhul tău, vrea tare, ca fiind curățit de toate ispitirea diavolului, să vețuiască și cu vios, drept și cu fiernic, în vrencinșe de curatei tainei, alumine născut Fiul tău, Dumnezeu nostru, cu care îi primești bunicul dar prea sfânt, prea sfântul bunul de viață, făcătorul tău, Duh, a Duhului de așa Domnului să ne rugăm. Cel ce ai certat toate duhurile cele necurate și cele cu vânt lungat, legiunea de diavol, arată-te și acum pe unul născut fiul tău, la făpura pe care ai țăsut chipul tău și o izbăvește pentru Hristos pe cel potrivit, ca fiind milute și păstuță în turma ta cea sfântă, și să fie păstuță ca o casă, sufletea sfântă, Doamne, și o prea curată și închină. Cu harul, cu îndurările, cu iubirea de oameni, ale unui născut firul tău, cu care împlinești binecuvântat, prea sfântul bunul de viață, făcătorul tău, atunci pururea și vizitele și oamenii Domnului să ne rugăm. Te chemăm pe tine, Stăpâne, Dumnezeule, a tot viitorului, prea înalt, mic, împărat al tău. Te chemăm pe tine, care ai făcut cerul și pământul, căci de la tine au ieșit Alfa, Omega, început sfârșitul. Cel ce ai dat și ai spus oamenilor, pe ascultare dobitoare și împunătoare, întinde, Doamne, mâna ta cea tare și vrească tot ce plănată sunt. Cu cercetare cercetează făptura ta aceasta și trimite îngeri de pace, îngeri tare, care să șerte izgonească de la ea, pe tot vicleanul necuratul diavol, pentru că Tu, Doamne, singur ești atot puternic și prea înalt, e slavă înseamnă. Celui fără zice pe altă părinte, prea sfântul bunul și viață, făcătorul Domnului, atunci pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne. Domnului să ne rugăm. Doamne. Stăpâne Dumnezeul nostru, împăratul veacurilor, cel atotputernic și atotțiitor, care faci toate și însuflețând cu voia ta, cel ce cuptorul cel de șapte ori încins și văpaia cea din Babilon le-a prefăcut în roșii pe sfinții tăi tineri, ne-a atins și ai păzit doctorul și tămăduitorul sufletelor noastre, mântuirea celor ce nădăjdesc în tine, ție ne rugăm și cu mâință cerem, depărtează, înlăpere, izbănește toată tărea diavolească, toată calea și toată vrășmășia satanei, privirea cea rea nesățioasă și pismașă a ochilor celor făcători de rele oamenilor pismași, de la robi și la roabele tale, și fie că din frumusețe sau pentru puteri ori în întâmplare sau din iubire și în răutate, le-a aventură această neputință, însă cibitorului de oameni, Stăpâne, tinde mâna ta cea tare și brațul tău cel atotputernic și înalt și cercetează această zile a ta și trimite-le îngeri de pace, stăpânitor și păzitor sufletelor și trupurilor, care să alunge și să stârpească de la dânsi tot sfatul rău, toată pisma și de ochiul făcător de stricăciune al oamenilor răi, ca izbăviți fiind cu puterea ta să scânte ție cu mulțumire, Domnul este ajutorul meu și nu mă vădime de gen, va face mie omul și iarăși nu va fi frică de rele, pentru că Tu cu mine ești, că Tu ești Domnul puterii mele cel tare și stăpânitor, Domnul păcii, Părintele veacului ce va să fie. Așa, Doamne, Dumnezeul nostru, milostivesc.